Thank you.
Eu sou zâmbul de zâmbul.
Evanghelia după Ioan, 15, de la versetul 1 în jos. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, e rotaie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și cine rămâne eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți un rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Iubiți frați și sărori, mulțumim în primul rând Domnului pentru că și-a renuit din nou bunătățile Lui față de noi și ne-a binecuvântat tot felul de binecuvântări aici, în Vulcan. Și pentru aceasta merită, în după masa aceasta, să-L slăbim, să-L binecuvântăm, să-L glorificăm și din toată inima noastră, în seara aceasta, să strigăm, trăiască Domnul. Mulțumim Domnului pentru că în dragostea sa cea mare pe care o poartă față de noi, păcătoșii, El ne descoperă gândurile pe care le are față de noi. Ne descoperă dorința Lui, ceea ce dorește Domnul de la noi. Și pentru aceasta Îl slăbim, Îl binecuvântăm și Îl mărim. Dacă ne readucem aminte, duminica trecută după masă, cuvântul Domnului ne-a vorbit despre ceea ce dorește Dumnezeu pentru noi în anul 2016. Și primul gând care a fost din Isaia 46, primul gând a fost că Domnul vrea să ne poarte. Apoi vrea să ne sprijinească și ultimul gând de acolo era să ne mântuiască. Deci ăsta a fost gândul lui Dumnezeu pentru noi, pentru anul acesta, să ne poarte, să ne sprijinească și să ne mântuiască. Dacă Dumnezeu vrea să ne facă astfel de lucruri, în ziua de astăzi Domnul ne-a vorbit că în anul acesta, 2016, Domnul dorește ceva de la noi. Dorește ceva de la noi. De dimineață, aici, în casa Domnului, s-a vorbit primele două dorințe ale Domnului. Din Matei, din capitolul 5, de la 13 la 18, a fost acolo, în jos. Nu? Prima dorință a lui Dumnezeu și ceea ce dorește ca noi să fim în anul acesta, Dumnezeu dorește ca noi să fim, a spus dimineața în biserică, sare. Nu? Prima dorință, haideți să citim în Cartea Domnului, să ne uităm puțin acolo și veți vedea că prima dorință a lui Dumnezeu a fost în felul acesta. Voi sunteți sarea pământului.
Domnul dorește ca noi să fim sarea Pământului. Să dăm gust lumii în care trăim. Să dăm gust în jurul nostru. Apoi, a doua dorință, pentru că nu voi zăbovi și nu voi dezbate textul acesta, în seara aceasta Domnul, tot din ea, ți-a spus altă dorință. Voi sunteți lumina lumii. O altă dorință a lui Dumnezeu pentru noi, în anul acesta 2016, să fim lumina. Pentru că lumina luminează, lumina călăuzește pe alții, nu? Așa cum steaua i-a călăuzit pe magi și au ajuns la locul unde era Domnul Iisus Hristos, tot la fel, Domnul dorește ca și noi, care suntem aici, în biserică, să fim lumini în vulcan. Să fim lumini în vulcan și oamenii să îl vadă pe Hristos. Pentru că lumina mașinii, acum știm cu toții care sunt, mai parte suntem șoferi și atunci cu mașina, atunci totdeauna îți arată ce ai în față, ce obstacol ai în față noaptea. În jurul nostru este noapte, este întuneric. Și noi suntem lumini. Și noi luminăm drumul spre Hristos, spre Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să fim sare, să fim lumini și apoi un alt lucru era acolo, să vadă faptele voastre bune. Pentru asta ne vom ocupa seara aceasta aici, din Ioan, din capitolul 15. În Ioan 15, Domnul tot la fel. Are dorinți de la noi, are așteptări de la noi în anul acesta. Dacă dimineața tu să fim sari, să fim lumini, în seara aceasta Domnul spune, dorința mea este ca biserica din vulcan să rămână în mine. Deci asta este dorința. Să rămâneți în mine. Pentru că dacă rămânem în El, spune Scriptura, putem să aducem rod. A doua dorință a lui Dumnezeu este, pe care o are față de noi, spune așa, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. A doua dorință a lui Dumnezeu pentru noi în anul acesta, să cerem orice. Nu? Orice să cerem. Pentru că în Timotei ne bază să facem tot felul de rugăciuni și cere. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în sala aceasta, dacă rămâneți în mine, în anul 2016, cereți orice. Și avem ce să cerem la Domnul? Avem ce să cerem la Domnul. Avem ce să cerem. Trăim vremurile sfârșitului. Vremurile când toate lucrurile se schimbă. Și noi am vrea să rămânem lângă Domnul. Să rămânem cu Domnul. Am vrea să călătorim împreună cu Domnul. Și în fiecare dimineață, sau în fiecare zi, în fiecare început de săptămână, noi trebuie să venim înainte de Domnul să cerem orice. Copiii la școală vor cere acum ca Domnul să-i ajute să iei note mari. Nu? Să-i iei bine pe mestru. Nu? Apoi, cei din clasa 8-a doresc să obțină calificativul, nu? Să poată să treacă mai departe, să meargă în liceu. Cere tot acesta la Domnul, pentru că Domnul ne-a spus în seara aceasta, prin cuvânt. Voi sunteți aici și, Doamne, dă-ne înțelepciune. Și Biblia spune, cu invitație înțelepciunea socială, că și Domnul dă cu mână largă, măriță pe Domnul. Iubiți tineri, iubiți copii. Cereți de la Domnul. Ca Domnul să vă dea înțelepciune, să puteți lua examenele și să puteți să ajungeți în fruntea societății. Amin? Amin. Amin. Apoi noi ceilalți. Noi ceilalți. Ce să cerem de la Domnul? Eu pentru mine, pentru meu. Eu cer sănătate. Apoi cer putere de la Domnul. Apoi cer călăuzire de la Domnul. Cer de la Domnul să fie cu mine. Mă rog, pentru copii. Mă rog, pentru biserică. Mă rog. Pentru că Domnul mi-a spus. Asta dorește de la mine. Să fac tot felul de cerere. Doamne, ajută-ne. Să facem și lucrul acesta. Punctul 3, care tot de aici îl găsim scris, și spune el următor, peste tot. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi ucenicii mei. A treia dorință a lui Dumnezeu, care o dorește,
ca noi să facem în anul acesta, să facem ca numele Lui Dumnezeu să fie proslăvit. Amin. Iubiți tineri, la școală, frați și surori, la locurile de munte, în umblarea noastră în societate, să știți că Dumnezeu dorește și așteaptă și vrea ca în fiecare zi Dumnezeu Tatăl să primească slavă, Amin. Să primească glorie, să primească mărire, în urma purtării mele, în urma mea, pentru că așa am citit aici. Și aș vrea să mai rece să aduceți mult rod prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Deci Dumnezeu dorește ca noi să facem în așa fel încât El să primească toată slava și toată gloria. Doamne, ajută-ne! Pe noi, pe toți care suntem aici, să facem lucrurile acestea. Punctul 4, sau un alt punct pe care îl cer Dumnezeu și-l dorește, Dumnezeu spune, dacă mă zic poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. O altă dorință a Lui Dumnezeu este ca noi toți care suntem în sala aceasta aici să păzim poruncile Lui Dumnezeu. Deci noi toți care suntem în sala aceasta aici să păzim poruncile Lui Dumnezeu. Pentru că dacă le păzim, va fi ferice de noi. Dacă nu le vom păzi, ce va fi? Vai de noi! Și Iisus Hristos dorește ca noi toți care suntem aici să ajungem acolo. Unii s-au dus El. El a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu. Să fiți și voi. Și ca să ajungem în locul acela, este nevoie în anul 2016 să păzim toate poruncile Lui Dumnezeu. Și poruncile Lui Dumnezeu le găsim aici. Aici le găsim. Și este bine să le cercetăm, să le vedem, să le trăim. Pentru că dacă vom face așa, va fi ferici de noi. Pentru că spune El, dacă păzim poruncile Lui, dragostea Tatălui rămâne în noi. Și noi dorim ca Dumnezeu și dragostea Lui să rămână în noi în fiecare zi, în fiecare clipă din viața noastră. Amin. Punctul 5, care este găsit scris aici, o altă dorință a Dumnezeu pentru noi în anul acesta, spune pe următor. V-a spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Deci Dumnezeu dorește ca bucuria cerului să rămână în noi. Noi să fim plini de bucurie. Asta este dorința lui Dumnezeu. Să fim plini de bucurie. Dacă rămâneți în mine, bucuria mea rămâne în voi. Doamne, ajută-ne! Amin. Să avem această bucurie și că vinem la biserică totdeauna, să nu vinim supărați, să nu vinim stresați, să nu vinim pentru că în noi Dumnezeu pune bucuria Lui. Pentru că El a spus, v-a spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi. Asta dorește Dumnezeu. Să rămână în mine, să rămână în tine bucuria Lui Dumnezeu. Și dacă bucuria aceasta rămâne în mine și este în viața mea, păi eu trebuie să fiu plin de veselie, plin de bucurie, nu? Vin aici, când îl laud pe Dumnezeu, îl glorific pe Dumnezeu, pentru că cel ce a pus bucuria în mine este Domnul. Pentru că eu pot opri bucuria. Eu pot opri bucuria. Nu? Devin un om posomorât. Nu stau cu fața încruntată aici în casa Domnului. Sau nu, vin în casa Domnului și citesc din Biblie. Nu e un lucru rău, dar ești bună. Ești bună. Nu-i bună. Vii aici și în loc să te bucuri, găsești altceva. Și când noi vrem facem lucrul acesta, de fapt, nu dorim să lăsăm ca voia Lui Dumnezeu să fie în viața noastră. El dorește ca bucuria Lui să rămână în noi. Hai să-i dăm voie ca bucuria Lui Dumnezeu să rămână în noi. Și când venim aici, să fim plini de bucurie. Cântă tinerii, cântăm cu ei. Cântă urichetea, cântăm cu ei. Nu. Se roagă, frate, ne rugăm cu cel ce se roagă. Nu. Se citește cuvântul. Îl citim și noi cu cel ce îl citește. Se predică, ascultăm. Și atunci bucuria cerului va rămâne în noi. Doamne ajută-ne! Iubiți frați și surori, asta este dorința lui Dumnezeu. Și în seara aceasta aș vrea să mă ocup, să mă opresc asupra unei o singură dorință a lui Dumnezeu. Și ea se găsește în versetul 4. Și spune între următor. Pentru că dacă ar fi să le dezbatem pe toate, ar trebui să facem la Apostolul Pavel, să vorbim până după mersul nostru. Dar știu că mintea noastră și noi suntem limitați, ne-am limitat așa cum limitează șoferii de tir, li se limitează la pompă,
Sunt treacă mai mult de 100, nu? Sau 90, nu știu, trau ei acolo. Șoferul că a fost aici. Nu, au o limită. Tot la persoanele am limitat, nu putem asculta mai mult decât de 20-30 de minute. Și n-aș vrea să fie cuvântul lui Dumnezeu aruncat așa, fără să pătrund într-o inimă. Și spune cuvântul Domnului de următor. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum lădiță nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în lădiță. Tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în ce cere Dumnezeu de la noi pentru anul acesta? Să aducem roadă. Să aducem roadă. Pentru că orice lucru este frumos, orice copil este frumos, dacă urma lui nu se vede roadă. Orice pom este frumos. Te uiți, coroană frumoasă, totul atrăgător, dar dacă nu este roadă, te bucuri primăvara de el. Te bucuri vara de el. Dar toamna? Te întristezi. Iubiți frate și sorori, tot la fel. Ești Dumnezeul nostru. El trece, pentru că noi așa predicăm, așa cântăm, așa spunem. Că vremea este aproape. Este aproape. Domnul nostru este gata să vină. Pentru alții, dacă nu vine Domnul, plecăm noi la el. Pentru alții, este vremea atât de scurtă, încât noi plecăm. Și atât unii cât și alții, Biblia ne spune că noi trebuie să avem rod. Rod. Cu mâinile goale, înaintea lui Dumnezeu, nu putem să ne ducem. M-am uitat în biserici și mă uit în jur și văd că lucrul acesta a cam dispărut și dispare. Dispare. Mlădițele, pomii sau mlădița vie, de vie, cum spune aici, rămân goi. Rămân goi. Prima roadă pe care noi trebuie să o avem și care este necesară în vremea aceasta de pe urmă în care noi trăim, este roada pocăinței. Spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 3:8 și aș vrea să citesc acolo, aș putea spune din memorie, dar mai bine să citesc, faceți dar roade vrece de pocăința voastră. Faceți dar roade vrece de pocăința voastră. Uitați-vă, roada de pocăință. Când ne-am pocăit, ce s-a întâmplat în viața noastră? Ce s-a întâmplat? Ne-am întors de la păcat la neprihănire. Am făcut o stângă împrejur. Împrejur. Am început să ne debarasăm de tot ce este rău din lumea aceasta. Ne-am debarasat cei ce au fumat de fumat, ne-am debarasat cei ce au băut de băutură, ne-am debarasat de înjurat, ne-am debarasat încet, încet, a început să ne debarasăm de toate lucrurile care nu sunt bune. Iubiți frați și sărori, de ce spune Scriptura că noi trebuie să rodim pocăința în fiecare zi? În vremea aceasta în care noi trăim acum, vedem că roada aceasta a început să scadă a pocăinței. Chiar și la noi pocăințe. Chiar și la noi pocăințe a început să scadă. Uitați-vă, fiecare să se uite în pomul lui. Lăsați pomul altuia. Eu n-am treabă cu pomul Costel, al fratei Vasile, al fratei Pești, n-am treabă cu el. Pentru că fiecare răspunde de pomul lui. Nu? De viața lui răspunde fiecare. Haideți să ne uităm în viața noastră. Roada pocăinței crește, merge spre desăvârșire sau batem în retragere înapoi? Doamne, ai milă de noi. Sau batem în retragere? Cum este cu roada aceasta a pocăinței? Cum este în viața noastră? În viața mea, cum este? Eu mă uit la mine. N-am treabă. Am spus de la început. N-am treabă cu nimeni. Dar am treabă cu mine. Și în sala aceasta, fiecare să aibă treabă cu el însuși. Pocăința crește sau scade?
Și ne putem verifica, fiecare se poate verifica. Fiecare. Pentru că dacă ne întoarcem la lucrurile la care, pe care le-am lepădat odată, pe care le-am socotit că sunt păcate și ne întoarcem înapoi la ele, înseamnă că nu mai rodim. Nu mai rodim pocăință. Și rodim nepocăință. Nepocăință rodim. Nu? Dacă ne întoarcem spre ele. Și Scriptura ne spune în aceasta, faceți dar roade vrence de pocăința voastră. Doamne, ajută-ne! În primul rând pe mine să fac roade vrence de pocăință. Deci, dacă m-am întors spre Hristos și la jumătatea Domnului m-am oprit și am luat înapoi și am luat din nou cu gândurile rele, dacă am luat din nou cu vederi urâte, dacă am luat înapoi cu mers agale, dacă am luat înapoi să stau mai mult acasă decât la biserică, dacă am luat înapoi, în seara aceasta Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune să rodim. Să ne întoarcem, cu alte cuvinte, să ne ancorăm sau să ne plantăm din nou în Hristos. Amin, pentru că așa am citit aici, rămâneți în mine. Cuvântul Lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne spune rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Dacă, după cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Iubiți frați și surori, dacă nu putem rodi pocăința, înseamnă că ne-am depărtat de Hristos. Înseamnă că ne-am depărtat de Hristos. Înseamnă că am început să ieșim de acolo. Și dacă vă uitați dumneavoastră la un butuc, la un copac care este tăiat, dacă cât timp mai are steba aceea în el, a zis că el mai dă forță. M-am uitat aici la sora Angelica, a pus paria pentru fasole, astă vară aici în grădină, și a dat frunză. În primăvară, spre vară, așa, dădeau frunză. Aici sunt frunzele din acei pași. Am zis că se prind acolo. Dar de unde? Tot s-au prins. A dat frunză după cât a avut seba în el. Și după ce seba s-a tras din el, frunzele, a tras toată seba, a început să usuce și să cadă. Tot așa, și noi. Dacă nu ne întoarcem și vedem că pocăința noastră nu este o pocăință autentică, dacă nu este o pocăință care să crească, să meargă spre desăvârșire, să prindă spre desăvârșire, înseamnă că undeva ne-am oprit. Înseamnă că undeva ne-am smuls din viță. Și noi mergem atât timp cât mai este seba. Când seba se termină de noi, se termină și pocăința noastră. Și atunci te întreb. De ce a căzut ăla? Păi de ce a căzut? Pentru că n-am rămas în Hristos. N-am rămas în butuc. N-am rămas acolo. Unde am fost pus, n-am rămas. Și am ieșit de acolo. Și fără aceasta n-am putut să duc roada pocăinței. Doamne, ajută-mă. Ajută-ne, Domnul, să producem roada pocăinței în fiecare zi. Pentru că Dumnezeu trece și astăzi prin cetate. Noi cântăm cântarea. Trece Iisus. Prin cetate. Trece Iisus. Geneza ne spune că în fiecare zi Dumnezeu trecea prin cetate, prin grădina Edenului. În fiecare zi. Nu se uita la pomi, n-avea treabă cu ce era în grădină, dar avea treabă cu omul. Iubiți frate și surori, trece Iisus în fiecare clip, în fiecare zi și se uită la pocăința mea. Se uită la pocăința mea, se uită la cât de pocăit sunt eu. Și dacă nu sunt pocăit, aș vrea să spun că Iisus și astăzi încă mai este mare milă. Încă și astăzi Iisus mai are milă. Pentru că găsim scris în Smochin, căci vierul a spus, mai lasă-l și anul acesta să producă pocăința. Iubiți frați și surori, haideți să producem pocăință în anul 2016. Să fim mai pocăiți. Să fim mai pocăiți. Și lumea care este noi să vadă lucrul acesta. Apoi, o altă roadă pe care o caută Domnul și o găsesc scris în Scriptură, este roada Sfințirii. 6:22 spune așa,
Dar acum, odată ce a fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi al lui Dumnezeu, aveți ca rod sfinție, iar ca sfârșit viață veșnică. Acum, în anul acesta, numai că nu mai în anul acesta au pădat Dumnezeu sfințire, dar au pădat și în anul 2015 și 14 și 13 și de când ne-am născut, de la vârșia noastră, Domnul caută în fiecare zi sfințire. Dar în anul acesta, în mod aparte, pune Domnul accentul pe dorința Lui și spune mie, Filipe, eu trec prin casa ta. Filipe, eu trec prin curtea ta. Eu trec pe acolo unde ești tu. Fie că ești la muncă, fie că ești acasă, fie că sunt în călătorie, Domnul trece și mă găsește și mă vede. Pentru că noi suntem limitați, dar El este fără limită. El este oriunde suntem noi, este și El. Și Domnul trece și caută sfințirea. Sfințirea. Vrem să fim sfinți, Domnul dorește lucrul acesta. Pentru că sfârșitul nu știe nimeni. Cine știe când moare? Cine știe când pleacă? Cine știe care va fi primul pe listă? Ne-am gândit de unul că sora Popescu va fi prima sau ultima din anul 2015? Ne-am gândit de unul la lucrul ăsta că ea va pleca când vinea, deschidea ușa, era calm, nu? Cine se gândea? Nu ne-am gândit niciuna. Ei, pentru că venim pe rând și plecăm pe sărite, sfințirea trebuie să fie rodul de fiecare zi. De fiecare zi. Pleci acasă, dar nu știi dacă mai pleci acasă. Eu predic acum aici, dar nu știu dacă termin predica. Pentru că viața mea, bătaia inimii mele, este în mâna lui Dumnezeu. Și dacă El spune acum să oprească inima, inima se oprește. Și eu mă duc la Domnul. Și noi ne ducem la Domnul. Și Domnul nu se are în vedere, spune Scriptura, nu se are în vedere începutul. Nu se are în vedere mijlocul lucrării. Ci se are în vedere sfârșitul. Când să fim sfinți? Azi. Azi să fiu sfânt. Și dacă Domnul mai dă zile mâine, și mâine să fiu sfânt. Și dacă Domnul mai dă zile poi mâine, și poi mâine să fiu sfânt. Deci, sfințirea aceasta trebuie să fie roada care să fie în pomul nostru în fiecare zi. În fiecare zi. Nu numai la cină, nu numai înaintea cinei, nu numai când venim la ungiri cu de lemn, că suntem bolnavi, nu numai când venim cu copiii la cântare, sau când sunt alte probleme și vrem să facem altfel de rugăciuni. Nu. Și sfințirea trebuie să fie rodul care să fie în pomul nostru în fiecare zi. În fiecare zi. Plec de acasă și îi spun Domnului, Doamne, ajută-mă astăzi să fiu sfânt. Sfânt să fiu pus deoparte. Nu? Să fiu un om deosebit. Iisus a fost un om deosebit pentru că spunea, portul, vorba, te dă de gură. Era puternic în vorbire, era puternic în fapte, era totul, era în port. Așa trebuie să fim și noi. Așa trebuie să fim și noi. În jurul nostru să miroase a sfințirii, a neprihănirii. În jurul nostru trebuie să răspândim mireasma aceasta. Cea mai mare înșelătorie care o trăim astăzi, să duc oamenii la niște oase. Care sunt sfinte. Cea mare înșelătorie. Diavolul, dacă cu ceva ne înșală astăzi și înșală lumea aceasta, înșală cu apă care izvorăște cu mir, pământ cu mir, cruce cu mir, asta ne înșală. Mă înșală lumea. Dar Dumnezeu ne spune altceva. Roada voastră pe care o caut la voi este sfințirea. Sfințirea. Și când mor de aici, când treci de aici, trupul acesta este pământ. Sfințirea mea, roadele mele, merg înainte la Tatăl. Se duc, nu mai sunt aici. Nu mai sunt cu mine. Nu mai sunt în mormânt. Și ele sunt înainte la Tatăl. De aceea ne spune Domnul Iisus Hristos și ne spune
Și ce va te aduce atunci roade din care vă este rușine? Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut roga lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, viață veșnică. Iubiți, frați și surori, doresc ca Domnul să ne ajute. Amin. Pe toți care suntem în țara aceasta aici, să producem sfințire. Să producem sfințire. Pentru că fără sfințire nu se poate. Nu se poate. O altă roadă pe care o cere Dumnezeu de la noi, o găsim scris în Evrei, capitolul 12 cu 11, și aș vrea să ne uităm puțin și la ea și să vedem dacă această poamă este în noi. Uitați-vă ce spune Cuvântul Dumnezeu. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace și neprihănire sau a neprihănirii. Deci, ultima parte. Roada dădătoare de pace a neprihănirii. Roada aceasta trebuie să fie în noi. Pentru că biserica, spune Scriptura, la început se mulțea cu ajutorul și biserica se bucura de pace. În vremea aceasta în care trăim, oamenii sunt sătui de teologii. Sunt sătui de vorbe. Sunt sătui. Și oamenii se uită la noi. Se uită la noi. Se uită la pocăiți, la penticostale. Cum trăiesc penticostale ăștia? Cum trăiesc? Cum trăiesc? Se uită la noi. Se uită de la familiile noastre. Cu tristețe, cu durere spun. Sunt familie. Sunt bărbați care își bat soția. Și vă întreb. Au pace în familie? Acum, în vremea aceasta, oamenii se uită. Oamenii se uită la noi. Și știe că Filip e pocăit. Știe că Turcul e pocăit. Știe că e pocăit, nu? Și în loc de pace în casă, se aude. Au, nu mai da. Nu, te omor. Asta aude. Și Biblia spune că și noi avem ca rod pacea. Trecem prin școala acestea a vieții și mergem pe aici. Dar noi trebuie să producem pace. Nu cu pumnul. Nu cu pumnul. Nu se produce pacea cu pumnul în familie. Nu. Nu se produce pacea cu pumnul în biserică. Nu se produce pacea cu pumnul în societate. Vedem că lucrurile nu mai merg spre ce au fost odată. Și toate lucrurile se îndreaptă spre pace. Iubiți, frate și surori, aș vrea ca Domnul să ne pună și roada aceasta a păcii în noi. Biserica să fie plină de pace. Amin. Pentru că așa ne cere Scriptura. Roada dătătoare de pace a neprihănirii. Doamne, ajută-ne. Să producem pacea aceasta. Când pacea este în biserică, când pacea este în familie, acolo este Duhul Sfânt. Unii pace este Duhul Sfânt. Uitați-vă, unii era Hristos, unii lucrea Hristos, unii trăia El, unii ședea El, spune Scriptura că acolo era pace. Și Duhul Sfânt era peste El. Nu? Ucenicii Domnului spune Scriptura că ei trăiau în pace. Și Duhul Sfânt erau peste ei și spune despre ei că erau plini de Duhul Sfânt. Iubiți, frați și surori, la fel și noi. Noi trebuie să fim plini de pace și Duhul Sfânt să fie peste noi. Amin. Și vulcanul să se pocăiască. Amin. Se pocăiește pentru că vede că biserica calcă pe urmele lui Hristos în noi. Aici vede că e pace, aici vede că e Duhul Sfânt, aici vede că e bucurie, aici vede că este despărtare și pentru că sunt toate aceste lucruri, oamenii se întorc. Nu la noi, se întorc la Dumnezeu. Pentru că noi suntem Hristoși aici pe pământ, plantați de El. Și trăim așa cum a trăit El. Și avem și noi aceleși trăsături pe care le-a avut Domnul Iisus Hristos. Pentru că în El era pocăință, în El era sfințire, în El era pace, în El era lumină, în El era rodul faptelor. Nu, în El era rodul faptelor, pentru că îl găsim pe Hristos. Că ceea ce a predicat, a și trăit.
N-a spus, voi să dați și eu să nu dau. N-a spus, voi să faceți și eu să nu fac. Găsim și în Scriptură că Domnul Iisus Hristos a dat. Nu? A avut cu el un ucior cu apă, a avut vin cu el, a avut pasan cu el și a întâlnit omul căzut între tâlhari. I-a dat Domnul din tot ce a avut. Ucenicii erau flămânți, erau pe mal și n-aveau. Și Domnul Iisus Hristos le pregătește deja rapidul, le pregătește tot ce aveau nevoie. De ce? Pentru că El a dat un exemplu ca și noi să facem la fel. Iubiți frate și surori, pentru că fără fapte nu se poate. Nu se poate. Găsim scris în Cuvântul Lui Dumnezeu și aș vrea să citesc în două locuri, Isaia 3 cu 10 și să vedem ce cuvântul Domnului ne spune acolo. Isaia 3 cu 10. Zice așa. Bine ni s-a neprevenit. Îi va merge bine. Crește, va bucura de rodul faptelor lui. Deci, să fii neprionit, dar și să ai și fapte. Neprionit fără fapte nu se poate. Citim aici, bine de cea neprionit. Lui îi va merge bine, că se va bucura de rodul faptelor lui. Merge versetul următor mai jos. Vai de cel rău! Vai de cel rău! Lui va merge rău, că își va culege rodul faptelor lui. Iubiți, frați și surori, trebuie să fim oameni care să demonstrăm că suntem oamenii lui Dumnezeu și cu fapta. Nu numai cu vorba. Degeaba vine la tine un flământ și vorbește de Dumnezeu, și vorbește despre Scripturi, și vorbește despre altceva, dacă îl lăși să plece gol. Pentru că cândva Domnul face aici o păcălă și va spune, am fost flământ, am fost setos și nu mi-a dat. Am fost sărac și rămați. Ca să nu auzim vocea aceasta, pleacă de la mine, în seara aceasta, Domnul ne spune ceva. Să facem roade. Roada pocăință, roada deprionire, roada păcii, roada faptelor, să le găsească Domnul atârnat din pomul nostru. Și când va veni El, va fi fericit de noi. Și dacă vom pleca noi, va fi fericit de noi. Pentru că El ne va spune, bine, rog bun, intră în împărăția Tatălui meu. Și noi știm ce este acolo. Acolo este pace, este bucurie, este desfătare în Duhul Sfânt. Ne uităm în Scriptură la Luca 16 cu 19 acolo, ne este relatat despre Lazar. Lazar era în sânul lui Abraham. Nu ducea lipsă de nimic, nu l-i interesa nimic, pentru că cel ce-i purta de grijă era Dumnezeu. Pe când celălalt care a fost contemporan cu el, spune Scriptura că el era într-un loc unde era plânsul și durere, unde scrâșnea dințe. Și el se băita neîncetat acolo. Dacă vreți să ajungeți în sânul lui Abraham sau în împărăția lui Dumnezeu, sau dacă vreți, dacă Domnul ne va chema în anul acesta 2016 acasă, dacă vom pleca de aici, să fim împreună cu El. Și ca să fim împreună cu El, trebuie să avem roade. Dacă vrem să fim despărțiți de El, vom ajunge acolo unde a ajuns bogatul. Unde se plânge și scrâșnirea din zon. Doresc ca Domnul să ne ajute. Amin. În anul acesta să producem mai multă pocăință. Începând cu mine. Începând cu mine să producem mai multă pocăință. Să producem mai multă sfințire, să producem mai multă lumină, să producem mai multă pace, să produc mai multe fapte. Pentru că Tatăl nostru care este în cer, să fie proslăvit, așa cum este Domnul. Amin. Amin.